Hai salut băieții și bine am găsit la un episod de seara Astrezi Delicte de Sam, tot pe serverul lui Moon Eclipse, băieții, și înainte să începe videoclipul, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like dacă vreți în continuare episodii cu Sam. Și dacă sunteți pe canal, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Băieții, în videoclipul de astăzi vreau să vă spun că am extras giveaway-ul cu 10€ paysafe de săptămâna trecută, adică extragerea. Înscrierea care ați făcut-o săptămâna trecută, am extras-o ieri pe clip și pe live, pardon, și astăzi pe clip o să am scris câștigătorul. Premiul l-am dat. Câștigătorul este Viper, X-Viper a avut numele pe server, acum și l-a schimbat pe, nu știu dacă e un Viper antisocial, pe idee antisocial, pentru că ne-am pus noi aici mai mult băieți antisocial, antisocial, exact așa, dacă vreți să vă puneți și voi, n-avem nicio problemă. Și hai să vă arăt și că am dat premiul. Viper X-Viper. Ăsta e PSF-ul, l-a primit, codul l-a folosit. Dacă încercați să-l băgați, încercați degeaba. Aici ne-a dat dovada cu contul care e nivel 10 și 83 de ore jucate. Și în descrierea la acest videoclip puteți să vă înscrieți pentru giveaway-ul următor, care o să fie extras la fel săptămâna viitoare, tot sâmbătă, nu știu exact ora, pentru că și extragerea de ieri trebuia să fie sâmbătă, gen la ora 2, și am făcut live-ul la 6, dar nu contează ora. Hai să dăm și noi aici un duty, să facem ceva raport PD. Și da, mă băieți, cam asta e treaba pentru a vă putea înscrie pentru următorul giveaway. Aveți tot la fel nevoie de minim nivel 5 și 20 de ore jucate pe mult. Mă, dar nu e niciun FVR LVPD. Să vedem dacă de cineva un FVR. Da, un mod pe costa, nu știu de unde l-am luat. Astăzi l-am descărcat, dar nu mai știu de la cine exact. Și l-am uitat un pic, am băgat niște skin-uri, am schimbat armele, am modificat prin NB câteva lucruri, am băgat mașini și nu mai știu ce am mai făcut. Da, văd că nu da nimeni FVR, așa că stăm spawn change. Mergem la LSPD, că bă, foarte mulțumesc să mai fac spaima permiselor, am văzut că vă place destul de mult seria asta cu spaima permiselor. Și hai să mai încerc să mai fac ceva videoclipuri, numai să vedem dacă găsim un nymph, că dacă nu, cu trotinete de-astea nu prea are rost. Și da, mă, băieții, mod pe costa o să mai modific eu câteva lucruri prin el. Și dacă o să-mi cereți, dacă o să vă placă, o să vi-l dau și vouă, o să vi-l pun la download. Probabil pe Instagram sau pe Discord, oricum vă anunț. Ok, benzina asta nu bubuie. Hai să luăm o mașină să bubuim. Wanted, nu? Ceva wanted. Nu mai raport. Văd că s-a restat și raportul. Săptămâna viitoare, sâmbătă, luăm și noi rank 4. Că avem members 20 de zile, cred. 29 de zile. Da, 29. Și la 34 de zile luăm și noi rank up așa la vrăjeală, la 34 sau 7, nu mai știu cum, la 21 cred că am luat, la 35 de zile atunci, nu mai știu, în fine, oricum săptămâna viitoare știu că trebuie să iau rank up sigur. Nu știu exact câte zile trebuie să am facțiune, dar nu contează. N-am mai rămas, mă, cine știe ce mulți player cu rank 3 în LSP, adică cu 29 de zile din 29, pentru că de 29 de zile e ales liderul. De fapt, liderul are 30, credea, members. Da, liderul are 30 și noi restul 29. Suntem doar 1, 2, 3, 4. Restul câte 28, aba nu, uite, 29 și pe aici. Da, mă, suntem puțini oricum din facțiune. Majoritatea au ieșit, s-au lăsat, pula mea. Mă, acum sunt 300 de playeri, aproape 280, și eu zic că o să reușim să facem ceva permise, adică oricum un permis trebuie să iau eu pentru raport, asta nu e problemă, că le iau și fără să vreau, mă plimb pe stradă cu LVPD, era să zic, cu trotineta asta de mașină și tot prind un spawn. Mă, da, mă, spawn 5, da. Și tot le iau, dar vreau să fac așa mai mult de dragul videoclipului. Și da, mod pe costa văd care bug sau nu știu exact, dar cred că e bug asta de la arme, că vedeți se văd așa albastre, dar nu contează, oricum e numărul 1 mod pe costa. Hai să vă arăt și Inferno sub. Am băgat mașinile din mod pe costa la meu Insane, nu știu dacă îl știți foarte mulți.
Nu știu dacă știți foarte mult Zmotecu, dar sunt mașinile din Zmotecu meu în sen, nu știu, mie asta mi-a plăcut, asta e Infernus-ul. Bullet-ul mai schimba, NRG-ul, Sultanul, Elegy-ul și cam atât, cred. Și hai mă să vă arăt până mergem acolo să ne așezăm să vedem dacă reușim să prindem ceva spaima permiselor. Să vă arăt și ce am mai făcut pe server, dacă dăm aici un stat să avem 128 de ore jucate, 168 de caca, 170 caca, hai să mă pun aici bine. Și acum să așteptăm că, na, 280 de jucători, eu zic că trebuie să prindem măcar 2, dacă nu e destul de rea. Da, am făcut așa, 128 de ore jucate, level 17, ce mai pe aici? În fine, azi voi statusul, vă uitați voi la ce vă interesează. Mi-am cumpărat și un NRG, nu știu dacă știați de Banshee, dar am și un Banshee X2, Haydn și Neon. Și biz status 40 ca cam biz, oricum banii am scos azi noapte, deci na, nu e problema de bani. Am scos banii ca să le citez la o fabrică, dar na, mă, cum s-a băgat jodus că a luat-o meu toate fabricile și astea bune mă refer și n-am mai vrut să le citez pentru celelalte că știu că nu o să producă nimic. Și ce am vrut să vă mai arăt? Cam atât, mă. Hai să vedem acum dacă reușim să prindem vreun bulangiu de ăsta. Să poate să treacă și pe aici. O să mă duc până încolo și ne vă stau aici un pic. Ia că vine, l-am luat. Asta e PD și ăla e tot PD. Aoleu, hai că iau dacă e ceva. Da, m-a fost făcută și fuziunea, că n-a fost chiar o fuziune, a fost o mutare, gen conturile de pe RPG Eclipse, dar ați putut să le mutați pe un Eclipse, doar că nu tot contul cu avere, cu PP-uri, cu tot ce aveți voi pe acolo, doar unele chestii pe care le-ați avut pe RPG, nu știu exact, nu prea m-a interesat, că v-am zis, eu n-am jucat, de fapt nu v-am zis, dar eu n-am jucat pe RPG și nu știu, nu m-a interesat ce pot jucătorii să mute de pe RPG pe MUN. Oricum, o mare parte o mașină, cred, levelul, de fapt nu tot levelul, nivel 7, cred, sau 5, 15 ore jucate, sau nu știu mai exact, oricum. Dacă încă nu v-ați mutat contul și vreți să vă-l mutați, faceți un ticket și scrieți ceva acolo. Dă-i drumul la live când îl închid eu, fii filmez. Acum nu mai fac live. Da, mă, trebuia în seara asta să fac și un live, bine, ieri seara când vedeți voi clipul, dar era UFX Live, adică acum UFX Live și am zis că nu mai poresc eu live, o să mă bag peste el. Uite-l pe asta, uite-l. Șalu frate, cuculeț. Sau 141. Nu îmi zic că dă Q. E lag sau? Ok, nu-i lag. And sub. Permis. 141. Ai condus neregulamentar, frate, confiscate, de fapt, că de 141. Gata, frate, ești liber. Data viitoare, condu mai atent și pe banda ta. Ha, mă, că am făcut și noi așa un permis. Să mai întreb pe live la tine, apar pe clip. Ești vedetă. A, dacă vă supărați de astea, mă, că voi au permis să nu mai filmăm, mă. Măcar asta nu se lasă de server. Restul, mă, Iezus. Asta nu se lasă de server, că am luat permisul. Hai să mă duc, să mă mai duc eu prin... Oricum, după ce vă au permisul, mai aveți la dispoziție 10 minute din câte am înțeles, ca să puteți să vă folosiți de mașină, să mergeți în HQ, în casă, unde voi să stați afecați sau faceți voi ceva. Oricum, puteți să folosiți bicicleta, deci faceți și voi job 2 ore și ai... Că 2 ore cred că vi se confiscă permisul de polițist. Hai să mă mai duc aici să vă poate totuși iar finez spaima permisului repede. De unde știm ăsta? Aaaa, e în clan cu băiatul ăla, mă. Te-am salutat, mă, Iezus, înainte să-mi scrii tu.
Deci rău nu pe slash că e luat permisul. Gata, iar titlul clickbait. I-am luat permisul și m-a înjurat. Mă amenință. Titlul clickbait. Nu merge, bă. Dacă zicea și el că da, pune și eu un titlu clickbait. Bă, unde stau? Lasă că se face nu știu ce la fund. Ok, frate. Ce să faci, băi, cuculeț? Că știu că știu, te uiți pe la clipuri. Aie. Ia că vine, ia că vine, ia că vine, ia că vine, nebunul, vine nebunul. Păi pede. Infernul de pede. Altul în spate. Salut, frate. Sau 77. Permis 77. Oboară, frate. Scuze, fara, dă-te jos. Hands up. Permis 77, mai dăm una. Călă 77. Liberman. Data viitoare. Fii mai atent. Apar pe clipuri. Două perese, mă, v-am zis că trebuie să facem, mă, 270 jucători la ora 1. La ora 1 e ceva, adică până acum că fie la am văzut și vechi, erau 180. Oricum se simte diferența, azi am fost 420 ceva de jucători. Nu știu dacă au crescut peste 420 la 450 sau mai mult. Dar fără zi de oruri, eu zic că e decent și na, să sperăm că mai crește serverul. Ia. A, mă, și tu pe contrasens trăiești tu, că ce dracu mergi pe acolo cu oleștea ta? Ia uite-l și pe ăla. S-au prins, mă, băieții, că s-au vorbit între ei. Vedeți cum mergeți, că filmează hunăr spaima permiselor. A, mă, Jusei. Nu te duci tu pe contrasens, nu faci tu o schemă. Să mă, poate dăm și noi o amendă. Ce v-am zis, mă? Ai de 4-6. Dai tat. Da, mă, băieții, și... Da, oricum zic asta cam târziu. Dar m-am gândit să fac ceva montaj de ăsta. Raport sau ceva. Cască 46. Oh. Sau 46. Ticket 46 50000 cască. Pune casca. Am când dat și... Și o amendă, am de dat 3 amenzi, să confisc un permis și... Ăla n-are, n-o să n-are. 3 amenzi, să confisc un permis și 30 de runner. Oricum se face destul de ușor raportul, nu știu la rank 5. Dacă cred că la rank 5 avem 25 runner, un permis și o amendă, zic. Nu știu, oricum eu fac de fiecare dată raportul peste, nu stau eu la limită, că... Mai mult pentru clip și de dragul clipului, nu că mi-ar place mie să fac raportul sau... Bine, mai pierd și eu timp, mai fac ore jucate, dar... Chiar primesc foarte multe mesaje cu... Mai filmează și tu raport în PD, de ce mai faci raport în PD, spaima permiselor, când apare spaima permiselor... Și nu s-a dus pe acolo pe contrasens și nu l-am văzut... Unde mai sunt zone de-astea? Ziceți-mă, băieții, și mie în comentarii unde să mai stau și eu să văd dacă mai prindem ceva bulange de ăștia. Gata, știu. Hai să mă duc acum acolo. Facem un videoclip mai lung și așa nu prea fac eu videoclipuri de-astea lungi. Dar eu te la cu motor. Mai dăm o amendă sau respect? Mamă, dar se duce, mă, ceva. Cred că e nerege, dar eu dau. Moneymaker. Sau 45. Bă, i-am dat-o. Cască 45. Ticket 45, 50, 3, cască. Pune casca, frat. Ha, mă, că și două amenzi și două permise. Mai ținem un pic clip, poate. Terminăm, mă, pe clip. Dacă mi-a dat o amendă, cam ăsta e raportul la tichete și amenzi. Tichete și amenzi, hai că am vorbit. Tichete și... permise. Da, mă, băieții, și trebuia să vezi și eu la început. Te-a fost adăugat pe server Givebox-ul, aveți și Moonpass-ul, aveți și Givebox, aveți și Zoe Payday, numai bun, mă, vă apucați și voi aici pe
Pe Moon dacă e. Da, mă, hai să mă duc acolo să văd dacă... Sau. Ia să vedem pe ăsta. Noi am pe contrasens. O, a băgat nos. Dar are și el infern, nu cred că-l mai prind pe ăla. Nu cred că e mai prind pe aia, că am văzut că au și infern, nici n-am văzut să ai de ca să dau fiind. Hai să mă duc, mă duc spre lăsa așa, dacă e să-l prind bine, dacă nu ai, oprim și ne videoclipul după 15 minute de filmare, eu zic că e decent. Da, nicio șansă. Alera taximetrist. Chiar mă, bă, trebuie să facem schema aia care a făcut-o Tudor, schema în taximetriști pe contrasez aici. Să dăm service taxi și să le luăm pe risul. Nu știu dacă am voie, dar bine, asta e cam fraudă. Dar de fapt nu-i mă fraudă, oare ce pula mea. Să vină să mă ia. Hai mă, că nu mai vine nimeni. Da, mă, băieți, gata, a fost și cu acest videoclip. Eu am fost unor unitate, dacă se vine pe canal, să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Și dacă vreți în continuare episoade cu Samp, să apăsați pe butonul de like. Ne vedem data viitoare. Re.